Bilanțul economic al anului 2023 nu arată deloc bine în ochii specialiștilor. Aceștia l-au caracterizat ca fiind un an greu și complicat, care n-a făcut decât să ducă la o scădere și mai abruptă a economiei. Deciziile celor care ne conduc nu au fost tocmai cele potrivite pentru traiul oamenilor care au avut de suferit. Analiștii economici susțin că anul 2023 a sărăcit și mai mult unele zone din țară, iar principala cauză a acestor consecințe pe care le suportă populația este faptul că România sprijină în continuare Ucraina în războiul pe care îl duce cu Rusia. Anul 2023 a fost un an foarte complicat, pentru că în pofida unor tendințe care s-au manifestat pe plan internațional, mai ales în ceea ce privește prețul energiei, care a scăzut, mai ales la gaze, România nu a efectuat niciun fel de recalculare a prețului gazelor în România, al electricității, ceea ce face ca România să fi fost în anul 2023 una dintre țările cu cele mai mari prețuri la energie, ceea ce a dus la scăderea importantă competitivității industriei românești. A scăzut foarte mult ritmul de creștere, așa încât avem o scădere și a ritmului de creștere pe ansamblul economiei. O scădere de la 3 și ceva până la 5, cât era planificat, de abia la 1,1 am ajuns. Deci e un an complicat din punct de vedere al dezvoltării economice, care s-a văzut și într-un alt indicator important, acela al puterii de cumpărare. În pofida faptului că am avut o scădere a inflației și continuă să avem o scădere a inflației, puterea de cumpărare, calitatea vieții în România a scăzut foarte puternic, pentru că toate ajutoarele pe care statul le-a dat sub formă de vouchere, sub formă de plafonare a adaosului la anumite mărfuri, n-au ajutat în nicio măsură, n-au fost măsuri eficiente. Suntem într-o situație în care anumite zone ale țării sunt cele mai sărace din Europa. Zona de nord-est a țării este cea mai săracă zonă din Europa continentală. Deci anul 2023 n-a fost un an care să aducă beneficii populației. Războiul din Ucraina ne-a afectat foarte mult pe noi, pe români. România este o țară care suportă mari greutăți din faptul că sprijinim Ucraina. Avem o situație extrem de dificilă în agricultură. Fermierii români nu au putut să-și valorifice producția ca urmare a greului ucrainian. Portul Constanța nu a putut să asigure transportul mărfurilor românești. Infrastructura a avut de suferit ca urmare a transportului foarte intens de mărfuri din Ucraina pe teritoriul României. Deci, la sfârșitul acestui an, nu putem să spunem că a existat o dezvoltare care să satisfacă programul pe care actuala guvernare l-a prezentat atunci când s-a creat acea schimbare care s-a numit rotativă. Este un an complicat, cu rezultate submediocre.